Istoria Marii Uniri Românești începe la Arad. Primul război mondial sfârșea în luna octombrie, se prăbușeau marile imperii, puterile centrale și Imperiul Rus, bineînțeles, în felul lui. Istoria specială care are loc în aceste părți e legată, sigur, de armistițiul de la Belgrad, pe care Ungaria l-a tratat în mod separat, desprinzându-se de Austria. Sigur că această politică autonomistă a Ungariei își pune pecete asupra evenimentelor ulterioare. Fapt este că în 30 octombrie și în 31 octombrie evenimentele se desfășoară tumultos de rapid, revoluționar, aș putea spune, în sensul că la Budapesta și pe urmă la Arad se declanșează ceea ce numim evenimentele revoluționare, un fel de ciclu de încheiere a sarcinilor, cum se spunea înainte, Revoluției Burghezo-Democratice. Marea adunare populară din Piața Avramiancu, fostă Piața Libertății, până la 1918, a fost gemea de lume care aștepta tumultos vestea înnoirilor democratice. Consiliul Național Român, constituit la Budapesta, se mută la Arad în noaptea de 12-3 noiembrie. Sarcina lui, bine definită încă în luna octombrie, prin acea declarație de independență românească de la Oradea, cunoscută de altfel, se rezuma la menținerea ordinii, averii și persoanei, în concordanță și în conțelegere cu consiliile naționale maghiare de pe teritoriul fostului regat ungar. Bunicii mei, dr. Sever Ispravnic, avocat, și bunica mea, Adriana Ispravnic, am făcut parte din cei care au fost delegați pe bază de credențial la Marea Adunare de la 1 decembrie de la Alba Iulia. Bunicul meu a fost trimis din partea Comunei Pecica, iar bunica din partea Reuniunii Femeilor Române, alături de Eugenia Ciciopop, care era președinta acestei uniuni în acel moment, și de Elena Goldiș. Bunicul a avut o foarte bogată activitate în cadrul Partidului Național care exista înainte de Unire. A sprijinit toate activitățile care și manifestările care au avut loc în vederea creării acestui moment cu totul remarcabil. Se știe că în primele zile, deja de prin 3-4 noiembrie, veneau feciorii demobilizați de pe front cu uniformele fără însemnele respective militare să depună jurământul Gărzii Naționale în curtea și în casa familiei Ciciopop, unde se instalase, după cum spusesem, Consiliul Național Român, numit acum central, în incinta casei Ciciopop, care și-a pus cu generozitate la dispoziție locuința, deși au fost niște invitații să se mute altundeva în centru și el a zis nu, preferăm să stăm aici. Oarecum discret, pe o stradă destul de laterală, dar aproape de episcopie, de librăria diecezana, aproape de tipografia românului. Și cum spuneam, în 6 noiembrie se pune problema reapariției românului și s-a recurs la tipografia diecezana, la muncitorii de acolo, pentru a apare primul număr în 8 noiembrie. Tatăl meu a venit de pe front în concediu în octombrie 1918 din Italia. La sfârșitul lunii se terminase concediu în care a fost și trebuia să se reîntoarcă la unitate. L-a rugat pe unchiul meu, pe fratele mamei, pe tata lui Silviu Suciu, al lui vărul meu, că era în concediu nelimitat venit invalid de pe front. Și era în raporturi foarte bine cu jandarmii din comună. Vine acasă unchiul și face o glumă. În casă era pregătirea pentru plecarea tatălui meu cu hrană de drum și pentru câteva zile să mai aibă. Zice, da,
ce e aici în casă la noi? Face o glumă unchiul, pune întrebarea asta. Tu zice către tata, că fiindcă era îmbrăcat acum în uniforma militară, dar fără bonetă pe cap. Tu de ce te-ai mai îmbrăcat astăzi așa? Ce sărbătoare vrei să țini? Lasă-mă, tatăl meu năcăjit, bineînțeles, că trebuie să se ducă în dărăt. Nu mă lua și tu în bătaie de joc. Păi nu pleca, mă, mai bine stai, nu poți face ceea ce face vărul nostru. Ilie era unul dezertor de la începutul războiului până la sfârșit și nu l-au prins, deși era condamnat la moarte pentru dezertare, vărul ăla, unchi de-al meu și văr cu familia noastră, cu unchiul, cu mama, cu cum are și cu tata. Nu poți face și tu ca el. Da, zice, păi dar nu tu m-ai scos de la Consiliu de Război, că tata a fost dat în Consiliu de Război pentru și era, ar fi fost condamnat la moarte dacă nu umbla tot unchiul să-l scoată. Lasă-mă, nu mă mai năcăji. Îți spun eu să tu nu te mai duci la război. Nu te mai duci în dărât la front. De ce să nu mă duc? Ca să mai am alt necaz din care nu voi mai scăpa. Îți spun eu, nu te las eu să pleci. Nu mai pleci, că uite, s-a terminat războiul. Da, l-ai terminat tu acum venind acasă. Nu, nu, zice, acum lăs gluma la o parte. Uite, azi noapte ori primit telefon la postul de jandarmi, s-a făcut armistițiu. Consiliul Național Român, care își ținea ședințele zilnic de mai multe ori pe zi, sub forma de adunări lărgite, pentru că foști participanți, simpli gardiști, mi-au povestit că au participat în ședințele din Casa Ciciopop. Și sigur că se punea problema ca 26 de comitate cu populație majoritar românească și încă alte câteva orașe libere să fie preluate de către acest Consiliu, organism de altfel revoluționar, în administrare românească definitivă. În acest sens se întrunesc la 9 noiembrie tot în casele Ciciopop reprezentanții Partidului Social Democrat Român și reprezentanții Partidului Național Român. Bineînțeles, într-o formă lărgită, deci pe lângă componența celor 12 membri cunoscuți ai Consiliului. Sigur, doi lipseau, Mihali și cu Aurel Lazăr, dar au apărut și ei mai târziu la Arad. Rezultatul acestei ședințe mediatizată de altfel în presa română și maghiară din Arad are drept rezultat trimiterea notei ultimative către guvernul lui Károly, proaspăt programat Republică Ungară. Telefonic are loc schimbul de informații între Arad și Budapesta, încât destul de rapid, în 13 încep tratativele, așa zisele tratative. De fapt, a venit o delegație a profesorului universitar Iasi Oscar, sociolog de renume, cu vederi de stânga, liderul Partidului Radical Maghiar, să discute în sala actuală Iuliu Maniu, din fosta prefectură, din fosta reședința comitatului. Bunica, în calitatea ei de membră și pe urmă a reuniunii femeilor române din Arad, a fost foarte activă. În ce sens? Această reuniune a fost înființată, ca și celelalte reuniuni din Transilvania, a avut un scop de formarea unei coeziuni culturale și prin aceasta și a unei coeziuni politice a femeilor române din Ardeal. Ca scop imediat, reuniunea femeilor române avea sarcina de a realiza o școală civilă de fete, știindu-se că în acest județ, precum și în județele limitrofe, nu exista o astfel de școală. Nu era numai la Sibiu și la Brașov. Și atunci s-a făcut prin niște activități foarte
laborioase, ca să spun așa, de furnică, au adunat fonduri pentru ca să se construiască această școală. Și sigur că a mers foarte greu, fiindcă din tombole și cotizații și donații din partea unor persoane sau chiar a unor instituții, era foarte greu să adună o sumă așa de mare. Și în 1911 au primit un dar foarte mare, deci 100.000 de florini de aur din partea unui mare bogătaș și totodată un mecena, Vasile Stroiescu. Acesta trăia era din Basarabia și a fost un mare sprijinitor a întregii activități culturale din Transilvania. Deci a donat bani pentru școli, pentru burse, pentru biserici și printre acestea, auzind de situația din Arad, fiind sfătuit de către mitropolitul, viitorul mitropolit și patriarh Miron Cristea, a donat această sumă fabuloasă și așa s-a putut construi această școală civilă de fete cu limbă de predare română, care s-a deschis în 1913. În primele două zile lucrurile au ajuns la un impas, evident, pentru că n-au fost de acord în mod pașnic discuțiile asupra mai multor probleme. La un moment dat, Goldiș chiar părăsește scena, la propriu vorbind, din sala de discuții, și iese afară. Nu-i conveneau discuțiile puse. Delegația lui Oscar Iasi se retrage, dar înainte de se retrage, sosește Iuliu Maniu și Alexandru Vlad. Iuliu Maniu, care venea de la Viena și care răspundea de partid pe linie de relații externe, pentru că nu era membru al Consiliului Național Român din Arad, răspunde în mod, ca să zic așa, amical, când coborau scările, lui Oscar Iasi, vorbea în limba maghiară și, în definitiv, ce doriți? Întreabă pe reprezentantul românilor, în cazul acesta fiind Iuliu Maniu. Și Iuliu Maniu răspunde în limba maghiară, Teješ elszakadást, de plină despărțire, dacă vreți, într-o traducere oarecum liberă. Și în felul acesta, românii din Arad, de fapt crema conducerii, elita conducătoare, care, cum vă spun, erau veniți și social-democrații români, Jumanca și Floiraș, erau în Arad, era inginerul Grapini, se întrunesc în ziua de 15, dar după amiază, să hotărască Alba Iulia. Precizez că acest consiliu din Arad era în contact strâns, nu numai cu Viena și Praga, unde era armata română încă nedemobilizată, ci și cu Bucureștiul, respectiv cu guvernul Coandă de la Iași. Pe urmă cu guvernul Brădeanu, mai târziu puțin, încât în conlucrare strânsă s-au desfășurat evenimentele și destul de rapid. După dezbateri destul de furtunoase, că să se proclame la Arad unirea cu regatul României, contrazis de Goldiș, lucrurile se desfășoară mult mai rapid. Înțelepciunea lui Goldiș, om deja de 60 de ani, nu-i așa? Și a celorlalți mai în vârstă, îl combat pe tânărul Justin Marșeu, extrem de avântat și optimist, să se facă la Alba Iulia, după ce s-a discutat și varianta Blaj. Sigur, Alba Iulia convenea pentru liniile ferate, care erau mult mai numeroase și puteau aduna o populație suficient de numeroasă acolo. Nemai vorbind de capitala istorică, Mihai Viteazul, 1600, e un moment care nu putea fi trecut cu vederea în acest angrenaj istorico-politic care era deosebit, care a rămas și în memoria țărănimii. Am intervievat țărani bătrâni care făcuseră și închisoare și au simțit momentul 1980 ca pe ceva deosebit, deosebit, epocal. Odată la 2000 de ani, spunea bătrânul, să mai întâmplă așa ceva. Deci de la Hristos. Din familia mea am mai participat tot așa cu credențial unchiul bunicii mele, episcopul Roman Ciorogariu al Orăzii, care s-a născut la Pecica, sora lui Cristina a fost mama bunicii mele, care s-a măritat cu preotul Ion Codreanu din Șiclău. Iar episcopul Ciorogariu și-a petrecut prima parte
din viața lui la Arad, unde după ce a absolvit diverse forme de învățământ, începând cu facultate de drept, învățământ teologic, perfecționări care le-a făcut în Germania, la Leipzig și la Bonn, a ajuns director al preparandiei, deci a Institutului de Teologie și de pregătire a învățătorilor, pe o perioadă foarte lungă de timp. În acest timp el a scos și o revistă numită Biserica și Școala și sigur că a fost un animator al întregii vieți spirituale din Arad. El a fost și membru onorific al Academiei Române și Institutului de Geografie și a fost decorat, printre altele, în ultimele zile ale vieții lui, cu Corona României. Nu l-am cunoscut pe episcopul Ciorogariu, care pentru noi era unchiul Romulus, era ca un al doilea bunic. El a murit când eu aveam 12 ani și a petrecut foarte mult timp alături de noi, fiindcă în fiecare vară venea 2 luni la via bunicului de la Măgherat, unde petrecea alături de noi acest timp și de unde am amintiri foarte frumoase și foarte plăcute. Era un om extraordinar și totodată am fost foarte mult împreună când am locuit la Oradea. Tatăl meu a fost ofițer de carieră și 6 ani de zile a fost la Oradea, cu care ocazie, fiecare duminică, mergeam la episcopie, unde luam masa împreună și în fiecare duminică, când eu, când sora mea, trebuia să spunem rugăciunea Tatăl nostru la masă. Uneori nu ne convenea, fiindcă acolo erau invitate tot felul de persoane mai importante și noi trebuia să păstrăm o disciplină foarte severă. Însă a fost un om care a iubit foarte mult copiii și pe noi ne-a iubit extrem de mult și noi la fel, fiind ca un al doilea bunic pentru noi. În vremea aceea, când era deja bătrân, avea un aspect într-adevăr așa deosebit de împunător, nu era înalt de stat, dar era împunător prin ținuta și prestigiul lui. Avea o barbă albă și niște extraordinari ochi albaștri, cum foarte rar am văzut. Începe să apară rolul de primăvioară a lui Goldiș, care redactează în linii mari aproape toate actele capitale importante emise de către Consiliul Național Român Central. Mă refer la apeluri către popoarele lumii, care în mod sigur aparține lui Goldiș, care a apărut în limba franceză și română. Mă refer la apelul către națiunea română, sigur era semnat de Ștefan Cicio Pop, care era președintele Consiliului Național Român Central. Ceilalți erau membri obișnuiți. Goldiș era președinte și avea un secretar. Au fost mai mulți secretari, de fapt, Ghiță Crișan, Laurențiu Oanea și alții. Cred cum era și firesc de altfel. Aceste acte legislative relevă faptul că adunarea națională, precizez, nu Marea Adunare Națională, pentru că era o adunare națională așa cum i s-a spus în epocă. Avea delegați care trebuiau aleși. Având sarcina de a organiza Marea Adunare de la Alba Iulia pe data de 1 decembrie, hotărâtă de conducerea centrală a partidului, trebuiau să fie delegați din fiecare comună. Din Măderat au fost 3 inși. Unchiul meu, Suciu Petru, tata lui Silviu Suciu, Aliman Teodor, un tânăr, chiar necăsătorit, tot de vârsta lui unchiul, și tata doctorului Ioan Pescariu. Petru Pescariu, ăsta era om vârstnic, însă a fost în Comitetul Comunal
mulțime de ani. Împreună și sub îndrumarea notarului Iosif Angelina, care primea zilnic informații și îndrumări de la cumnatul său, de la prefectul nou al Aradului, al județului Arad, că îndată după ce s-a proclamat desprinderea Ardealului din statul ungar, au preluat și conducerea județeană. S-au ales apoi delegați pentru adunare și delegați și pentru sfatul județean. Unchiul meu a fost în amândouă. A nu se uita că la Alba Iulia au mers din județele învecinate, din întreaga eparhie ortodoxă română Aradul, care era întinsă până dincolo de Oradea, așa până la Jula, oameni pe jos, cu căruțele, cu trenul, care cum au putut. Avântul era, însuflețirea extrem de mare, încât nu e puțin acolo să spui că la adunarea populară, deci mare adunare populară de la Alba Iulia, de pe câmpul platoul romanilor din afara cității, au fost peste 100.000 de oameni. A venit preotul în odăjdii și cu prapor, că așa era obicei atunci. A venit, s-a urcat în tren. Au luat vagoane, bou, ca asta am căpătat. Și-am ornament cu brad și cu panglicuțe, cu hârtii. Tricolor făcute. Și fiecare au avut drapel. Dar la trenul a venit, urmă la Nădlac, acolo au luat pe preotul Chicin și pe preotul Mărgineanu. Cu iarăși 40, 50, câți oameni, nu știu. Că noi am fost 3 vagoane. De acolo am trecut la Bătania. La Bătania am urcat noi cu tata, am desfășurat drapelul, adică steagul, că e așa pus, nu așa. Da. Steagul și pe urmă am ajuns la Pecica. La Pecica a fost preotul Bogdan, și preotul Popescu, Barbu, nu Bogdan, pardon, Barbu și Popescu, și chiar cu oamenii lui, și așa în grupul ăsta noi, zicea linia cena, aracenată, așa se spunea, noi aceștia am pornit și am urcat în tramvaiul de la Podgorie, că n-am avut vagon în Arad, n-am avut tren, și atunci la Radna, acolo am coborât la Radna și de la Radna am căpătat vagoane și ne-am urcat în vagoane, tot așa le-am montat frumos, le-am aranjat și am pornit spre Alba Iulia, cântând și chiuind. Și ce cântece ați cântat? Am cântat Deșteaptă Române, Tricolor, dar noștri se agăși. Și bum, 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 bum. Și asta o cântam și cântățile astea ardelenești și astea moțești. Dezbaterile au durat toată noaptea, din 30 spre 1 decembrie, care a căzut chiar duminică, fulguia ușor la Alba Iulia. În ziua adunării naționale, de care spuneam, a delegaților din sala cazinoului militar, care astăzi este muzeu al Unirii, discuțiile nu mai conteneau să fie unire cu condiții sau unire fără condiții, cum se spunea în epocă. Și bineînțeles, un bătrân judecător timișoran, fost la Curtea de Casație, care și el fusese delegat în tinerețea societății Gloria din Arad, îmi povestea în Timișoara cum Silviu Dragomir, viitorul istoric, a mobilizat un iureș de mase ca să pătrundă în ușile deschise ale cazinoului, care erau supra-încărcate de lume și la etaj, să grăbească hotărârea de unire și să meargă fără condiții, pentru că discuțiile tindeau să treneze și trebuia luată o hotărâre. Era lume
Eu, ca să la vârsta de 14 ani, pe mine nu m-a interesat decât numai, cum să spun, tablou a frunseții, a aranjamentului. Erau corturi unde erau diferite grupuri, că nu, de multe localități, foarte sute de oameni erau. Și atunci au venit preoții, s-au adunat împreună și au venit Dragomir, care era nepotul lui Goldiș și era trimis de Goldiș, că el era responsabil cu de grupa noastră. Și s-au înțeles cu preoții și au făcut și noi ne învârteam pe acolo copiii. Și atunci s-au făcut niște tribune multe, că nu numai într-un loc. Și pe la 12 ceasuri, Goldiș, dacă... A, aveți aici fotografia lui aici Vasile Goldiș. Aici fotografia lui Goldiș. Ăsta chiar atunci, ăsta este o fotografie când el a predat, cum să zice, memorandul sau... Când a predat documentele, documentele Unirii. Documentele pentru unire la maestatea sa Ferdinand. Și după, s-a dansat foarte mult și s-a cântat. Profesorul Vasile Goldiș, de formațiune istoric și sociolog, n-a uitat nicio clipă contextul european în care s-au desfășurat aceste evenimente, să zicem, ardene și totodată ardelene. Luna noiembrie, care a fost epocală pentru Românimea Arădană, pentru că Aradul era un fel de capitală a Unirii, l-a avut pe Goldiș, care știa să vorbească în acest sens, să facă un adevărat eseu din această problematică națională. Știm bine că el a scris despre problema naționalităților încă prin 1911. A spus că această unire, de care el era foarte conștient ce riscuri comportă într-un final de război mondial, nu-i așa? A spus că este un act de civilizațiune. Iată că în luna noiembrie 1918, Aradul a trăit unul dintre marile momente astrale, Marea Unire.